Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum să preparați nachos folosind foi de tortilla pe care îi vom servi cu salsa picantă. Pe site-ul meu mai găsiți o rețetă de nachos care a avut un succes foarte mare, ceea ce m-a determinat să vă arăt și varianta aceasta de nachos și mai găsiți tot așa tot felul de rețete de sosuri cu care merg foarte bine nachos. Astăzi m-am gândit să vă arăt cum să facem o salsa picantă texturată, în engleză este salsa chunky. Nu reușesc să găsesc un cuvânt care să traducă acest chunky, așa că o să facem o salsa plină de cubulețe de legume care va fi picantă și care merge foarte bine cu nachos. Pentru această rețetă o să folosim o conservă de roșii cuburi de 400 de grame, un ardei gras din acesta galben, 4 căței de usturoi, o linguriță cu zahăr, un ardei roșu și o ceapă roșie, toate 3 tocate mărunt, un ardei iute, din care probabil că nu o să-l pun chiar pe tot, adaptați cantitatea de ardei iute după gustul dumneavoastră, 250 de grame de suc de roșii din acesta mai gros, pasata de roșii, sare și piper după gust, 30 de ml de ulei de măsline, iar pentru a face nachos avem nevoie de câteva foi de tortilla, sare, piper și 75 de ml de ulei de floarea soarelui. Avem nevoie de un ulei cu gust neutru, de aceea folosesc ulei de floarea soarelui și nu ulei de măsline. Voi face mai întâi salsa picantă și pentru asta am încins o cratiță cu fundul mai gros pe aragaz și voi pune în ea aproximativ 30 de ml de ulei de măsline, în care voi căli ardeiul, ceapa roșie și ardeiul roșu timp de aproximativ 10 minute. Legumele mele s-au umuiat, acum peste ele voi adăuga roșiile din conservă, cuburi, gata tocate. Voi adăuga pasata de roșii. Voi amesteca. Voi adăuga ardeiul iute pe care l-am tăiat în felii, am pus aproximativ tot ardeiul iute pentru că nu este foarte iute. Puteți să-l tocați mărunt dacă doriți. Voi pune zahărul. Voi condimenta cu sare. Cu piper. Și voi adăuga usturoiul pe care o să-l trec prin presă. Voi amesteca totul foarte bine și voi lăsa la foc mic timp de 30 de minute. Cât timp salsa mea picantă bulbucește acolo încet pe aragaz, deja miroase foarte bine în bucătărie, îmi pare rău că nu putem să transmitem mirosurile prin intermediul camerei. Voi face nachos din tortilla, după cum vă spuneam, și voi lua fiecare foaie de tortilla. Găsiți pe site-ul meu și cum să faceți aceste foi de tortilla de la zero. Și le voi unge cu puțin ulei. Pe ambele părți. Voi proceda la fel cu toate trei. Acum le voi condimenta cu puțin piper și cu sare pe ambele părți. Și folosind o foarfecă curată, voi tăia tortilla în jumate. Apoi în sfert și la final în două triunghiuri pe care le voi pune pe o tavă acoperită cu hârtie de copt și în felul acesta voi tăia toate foile de tortilla astfel încât să obțin nachos.
Am terminat de format toate triunghiurile de tortilla. În curând se vor transforma în delicios și nachos. Iar acum le voi coace în cuptorul încins la 180 de grade timp de 8-9 minute sau până când sunt crocanți și rumeniți. Dragii mei, nachos din tortilla cu salsa picantă sunt gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook sau la subscribe canalului meu de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!